Jurnalele RTT. Când auziți sirenele ambulanțelor, gândiți-vă la un strigăt pentru viață. Pompierii brașoveni fac apel la șofer să acorde prioritate când întâlnesc o autospecială ISU în trafic. Dacă pentru cei mai mulți câteva secunde nu sunt atât de importante, pentru o autospecială ISU aflată în misiune, timpul pierdut poate face diferența dintre viață și moarte. Adresăm acest mesaj tuturor șoferilor. Dacă veți auzi zgomotul sirenei, de asemenea, vă rugăm, lăsați-o să treacă. Este strigătul disperat al unui om care se luptă pentru viață. Dacă veți auzi zgomotul sirenei, de asemenea, vă rugăm, lăsați-o să treacă. Este strigătul disperat al unui om care se luptă pentru viață. Dar și dacă o veți vedea liniștită și calmă, vă rugăm, lăsați-o să treacă. Este în așteptarea unui caz. Dragi șoferi, vă rugăm, nu uitați, și voi puteți fi urgența noastră. Marți, în localitatea brașoveană Beclean, o ambulanță SMURD a fost implicată într-un accident. Este posibil ca apelul de miercuri lansat de ISU Brașov să vină și ca urmare a accidentului de pe DN1. Și în acest an, zilele Brașovului, numite acum Sărbătorile Brașovului, vor culmina cu parada junilor din Duminica Tomii, după mersul la Strochit și Marțea cu Plăcinte și în celelalte zile din Săptămâna Luminată, vă veți putea bucura de obiceiuri ale junilor, dar și de concerte, ateliere și demonstrații medievale. Programul este pregătit de municipalitate împreună cu partenerii săi. Vineri avem cea mai spectaculoasă activitatea noastră, aruncat un țol, când junii tineri vor trece un test de curaj, bărbăție și încredere în ceilalți din grup, pentru că cei din grup îi aruncă, cei din grup îi prind. Merită venit și văzut, pentru că unii juni chiar sunt aruncați foarte sus și foarte spectaculos. De asemenea, tot cu aceeași ocazie, în Piața Unirii, la ora 5, se va cânta și Hora Junilor, se va arunca buzduganul, după care va fi aruncat un țol. Apoi urmează Duminica Tomii, Duminica Paradei Călare, unde vom avea 215 cai, sperăm să fie toți prezenți. Îi veți putea vedea începând cu ora 11 în Piața Unirii, după care vor coborî pe traseul știut. La serbarea câmpenească de la Pietrele lui Solomon, junii călări vor ajunge la ora 13:30. Centrele culturale Apolonia și Reduta au pregătit câteva evenimente care să le completeze pe cele pe care junii le organizează în această perioadă. În Piața Sfatului vor fi 3 zile de concerte începând de vineri. Avem 4, practic, zone importante: Piața Sfatului, Cetățuia, Parada, care cuprinde mai multe zone, și, bineînțeles, la Pietrele lui Solomon, unde știți că tradițional se vor retrage junii. În piața Sfatului vor fi evenimente vineri, va fi concert holograf susținut de Filarmonica din Brașov. Sâmbătă va fi o seară cu totul specială. Damian Drăghici și Vama va fi un spectacol unic, o creație a Centrului Cultural Apolonia, cu muzicieni, cu tot felul de efecte pirotehnice și nu numai, de lasere. Cetățuia își va deschide porțile începând de joi de la ora 18, iar timp de 4 zile vizitatorii se vor putea bucura de concerte, ateliere și demonstrații medievale. Ziua de duminică este dedicată concertelor și ansamblurilor de muzică populară, atât în Piața Sfatului, cât și la Cetățuie și la Pietrele lui Solomon. Venim cu un program folcloric în care am angrenat foarte multe ansambluri din oraș și din județ, pentru că avem ansambluri care vin și de la Rupea, avem sus la Cetățuia ansamblul Junii Becleanului și avem soliști de marcă pe care îi vom prezenta în aceste spectacole. Este Mariana Angel, Ionuț Fulea și Tudor Furdui Iancu. Dar poate cel mai important este faptul că vor participa, cum era tradițional, și ansamblurile comunităților etnice din Brașov, al comunității maghiare, al comunității elene și al comunității săsești. Cu sașii vom face și o punctare a faptului că duminică se va semna protocolul de înfrățire cu orașul Nürnberg. La începutul spectacolului din Piața Sfatului, de la ora 13, momentul combinat de folclor german și folclor românesc va celebra semnarea protocolului cu orașul din Germania.
Duminică începem ziua cu un eveniment diplomatic, cu parafarea înfrățirii cu Nuremberg, după care începând cu ora 11 va fi parada junilor călare prin cetate. În pregătirea acestor evenimente am reabilitat poarta Schei, am reamenajat zona de la Pietrele lui Solomon, astfel încât întregul parcurs să se bucure de un decor, așa cum merită Brașovul, și de o expunere în format video la cele mai înalte standarde. Avem un plan de mobilitate pus la punct, astfel încât rugămintea și îndemnul către brașoveni, dar și către turiști, este să lase mașinile în parcări și să folosească transportul public. De altfel, tradiția este de a merge în urma călărilor din cetate către Pietrele lui Solomon. Voi face acest lucru și îndemn pe toți brașovenii să încerce această plimbare la pas prin oraș și prin zona cartierului Schei, o plimbare care vă va încânta privirea și care totodată este o variantă sustenabilă de mobilitate. Pe durata desfășurării Paradei Junilor vor fi introduse restricții de circulație secvențial pe traseul urmat de juni la coborârea în cetate, cât și la urcarea spre Pietrele lui Solomon. ANAF oferă informații utile în cadrul unor seminarii online. Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează mai multe seminarii web pentru cei care doresc să știe când și cum trebuie să completeze anumite formulare și cum le pot depune. Luna aceasta puteți accesa site-ul ANAF și să participați la seminariile care vă interesează. Consultați rubrica Asistență contribuabil /servicii oferite contribuabililor seminarii web. Temele propuse pentru seminariile web pentru luna mai sunt: tratamentul fiscal al veniturilor persoanelor fizice care desfășoară activități de înfrumusețare, întreținere corporală, depunerea declarației unice, regimul fiscal în anul 2024 al veniturilor din închirieri de bunuri mobile și imobile din punct de vedere al impozitului pe venit și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, depunerea declarației unice, completarea și depunerea declarației unice a veniturilor din activități independente, stabilirea rezidenței fiscale pentru persoane fizice și aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri, completarea și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de către persoanele fizice. Durata webinariilor este de 2 ore. Înscrierea este facilă direct pe portal și se poate face până la data și ora începerii webinariilor, în limita locurilor disponibile, de cel mult 500 de participanți. Din această săptămână, Direcția de Asistență Socială Brașov organizează o nouă selecție pentru anul 2024 a asociațiilor, fundațiilor și cultelor pentru acordarea de subvenții de la bugetul local. Până în 31 mai ora 16, reprezentanții acestor entități pot depune documentația necesară. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Asistență Socială Brașov ne spune care sunt organizațiile îndreptățite să depună astfel de solicitări. Sunt eligibile să solicite subvenție asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care administrează unități de asistență socială și se adresează beneficiarilor din municipiul Brașov, sunt persoane juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, dețin licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care se solicită subvenție și solicită această subvenție în completarea resurselor financiare proprii. Documentația pentru solicitarea subvenției, precum și alte informații utile acestui demers, pot fi obținute fie telefonic, fie personal la sediul instituției de pe strada Panselelor, numărul 23, ori prin adresa de e-mail. De asemenea, documentația poate fi accesată și pe site-ul instituției dasbv.ro. Evenimente muzicale impresionante propune Filarmonica în Săptămâna Luminată. Joi de la ora 19 sunteți așteptați la un concert simfonic sub bagheta dirijorului Cristiano Roșanu cu violonista Mihaela Martin, artistă de origine română. Vă invităm joi seara la un program clasic, de data asta 100% Beethoven, două șlagăre, două piese foarte cunoscute ale lui Ludwig van Beethoven,
concertul de vioară și Sinfonia a șaptea. La concertul de vioară vom avea plăcerea să cântăm cu doamna Mihaela Martin, un star internațional cu care ne întâlnim pe scena Filarmonicii din Brașov, cred că pentru prima dată, nu sunt sigur. Eu, în orice caz, mă întâlnesc cu ea pe scenă pentru prima dată și îmi face mare plăcere să colaborăm. Vă invităm joi seara la ora 19 la un concert clasic. Concertul din grandioasa sală Patria promite să fie un punct culminant al calendarului cultural brașovean din această săptămână. Vineri, Orchestra Filarmonicii se va afla în Piața Sfatului, unde sub bagheta dirijorului Remus Grama va cânta alături de formația Holograf, începând cu ora 21, pentru că în 6 mai Filarmonica Brașov a împlinit 146 de ani de existență. Sunteți așteptați la un concert aniversar săptămâna viitoare pe 16 mai. Performanță istorică pentru sportul din orașul de sub piatra Craiului. Echipa de fotbal Olimpic Zărnești a obținut matematic biletele pentru semifinala barajului de promovare în cel de-al doilea eșalon fotbalistic. Evenimentul s-a produs la 7 mai, zi memorabilă pentru întreg fotbalul românesc, dată la care în 1986 Steaua București cucerea Cupa Campionilor Europeni în finala cu Barcelona. Pentru a ajunge în această postură, zărneștenii în echipament albastru aveau nevoie de cel puțin un punct în partida disputată pe stadionul Celuloza, în compania celor de la Olimpic Cetate Râșnov. Primul moment important al partidei, în minutul 39, Vlad Berloiu a fructificat cu succes pasa primită de la Ionuț Grideanu și gazdele au deschis scorul 1-0, rezultatul pauzei. La puțin timp de la startul actului secund, o pasă ingenioasă trimisă cu călcâiul de Alexandru Ilie l-a pus în situație extrem de favorabilă pe Bogdan Marinescu, dar șutul acestuia a ocolit poarta lui Andrei Diaconu. Cu un sfert de oră înainte de final, oaspeții au obținut o lovitură de pedeapsă. Raul Drugă a transformat și râșnovenii au restabilit egalitatea. Chiar dacă și acest rezultat le era favorabil, zărneștenii au ținut să parafeze calificarea cu o victorie în fața propriilor suporteri și au făcut-o în minutul 85. Bogdan Marinescu a transformat impecabil o lovitură liberă din marginea careului mare și fiesta putea să înceapă. Așadar, până la finalul fazei play-off, zărneștenii mai au două jocuri de palmares, în deplasare la câmpul Muscel și acasă cu brașovenii de la Chid Stâmpa. Dar cel mai important examen se va consuma în 22 mai, atunci când stadionul Celuloza va găzdui manșa tura semifinalei cu ocupanta locului întâi din seria A6-a, cel mai probabil SCM Râmnicu-Vâlcea. Jurnalele RTT.